Am revenit în studioul atelier de sănătate. Alături de noi se află al doilea invitat al acestei ediții. Îi spunem bun venit doamnei Dana Ilie, psiholog clinician principal. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Vom vorbi despre un subiect delicat care este de multe ori nu doar trecut sub tăcere, dar am citit o statistică care m-a cutremurat, vă spun sincer, și anume că 86% dintre româncele care suferă de depresie postnatală nu se tratează adecvat sau nu se tratează deloc. Spuneți-ne, în primul rând, de ce apare această depresie postnatală și cum facem diferența dintre așa-numitul baby blues. Bunica mea avea o vorbă, numea acea perioadă din viața femei zilele lacrimilor. Uh, deci, cum facem diferența între Baby Blues și depresie clinică după naștere? Baby Blues este o, un sindrom tranzitoriu. Este o uh, stare de uh, dezechilibru emoțional, de labilitate emoțională, uh, care apare în primele 10 zile după naștere, cu apogeu în ziua 3 sau ziua 4 după naștere simptomatologia este așa cum spuneam trecătoare, remi, se remite de la sine după aproximativ 10 zile fără tratament, nu necesită tratament. Este o stare am putea spune naturală. Pentru că ea uh, include anxietate, include irritabilitate, uh, include tulburări ale somnului și ale apetitului, care apar mai mult sau mai puțin uh, uh, pentru că. Uh, proaspăta, mămică trebuie, mămica trebuie să aibă grijă de bebeluș. Da? Și atunci da, de multă, e una ori o situație complet nouă, Exact. Uh, da. în care nu știi exact ce ai de făcut, uh, Ești o furtună hormonală întreagă. Exact. Una din cauze uh, este reprezentată de acești factori biologici. Da? Cazuistica depresiei postpartum este una multifactorială. Factorii biologici Descriu acum din punct de vedere statistic. Factorii biologici includ aceste dereglări hormonale. Factorii interrelaționari au la bază relații disfuncționale, violență domestică, absența suportului din partea părinților, familiei, soțului, prietenilor, postpartum, sarcina sarcină, o sarcină multiplă, o sarcină cu risc, poate să conducă la o depresie postpartum. Asta voiam să vă întreb, dacă sarcinile mai complicate sau din altă categorie de sarcini, sarcini care apar după lungi, îndelungi încercări și tratamente legate de probleme de fertilitate, dacă aceste mame sunt mai expuse decât altele depresiei postpartum? Având în vedere că Orice experiență anevoioasă pentru a-ți atinge un scop vine cu vulnerabilitate și atunci, da, putem să spunem că există un risc mai mare la mămicile care au făcut eforturi considerabile să apară o sarcină, tocmai pentru că efortul a fost mare. Da? Uh, deci avem niște cauze, să spunem, legate de relații. Sunt niște cauze medicale, hormonale, da, sunt da. niște cauze legate de stresul situației în care te afli, aceste da. sarcini cu probleme, sarcini uh, multiple, de exemplu. Sarcina multiplă, sigur că vine cu uh, provocări. Multiple. Exact, exact. exact. Uh, mai există. Uh, Situația în care fătul prezintă malformații, din nefericire, decesul fătului da, poate să cauzeze sau să contribuie la apariția depresiei postpartum, de asemenea, gradul de maturizare afectivă. Al mamei. mamei. Al mamei. Da, citam o statistică americană, acolo se menționa faptul că cele mai expuse categorii de mame sunt cele care sunt pentru prima oară mamă, da. mamele cu sarcini multiple da. și mamele mai tinere de vârsta de 25 de ani. Și mamele foarte tinere. Da, unde stăm... Da, Avem o, acolo se produce un top negativ. Se omul. produce brusc trecerea de la stadiul de adolescent la stadiul de femeie. Și apar sentimente de auto devalorizare, de incompetență, de inadecvare. Da, presupun că ți se pare că viața s-a încheiat în acel un... moment și toate perspectivele pe care ți le construiai sau spuneți-ne însă care sunt simptomele, care este momentul în care o mamă care a născut de curând trebuie să înțeleagă că nu mai este vorba despre acest baby blues și că s-a trecut deja la ceva mai grav și trebuie să se adreseze unui specialist. Depresia postpartum um, se caracterizează prin faptul că simptomele sunt aceleași ca la orice depresie, doar că Uh, există modificări semnificative în plan clinic, în uh, plan social, familial, profesional, da? Deci trebuie să se modifice, să se, uh, de, să se producă o deteriorare semnificativă, ca să putem vorbi de depresie. Uh, dacă în Baby Blue vorbim de uh, ceva trecător, în depresie, simptomele persistă. Și uh, uh, repercursiunile sunt serioase, sunt grave, pentru că riscul uh, nu nu aparține sau uh, nu, nu se prezintă strict la mamă, ci uh, afectează întregul sistem familial. spun că, în primul rând, afectează copilul proaspăt. Sigur că nostru, da, interacțiunea. Copiii, chiar și soțul poate face depresie, se poate ajunge chiar și la divorț în urma unei depresii postpartum, dar dacă ne întoarcem la relația mamă-copil, știm că prima interacțiune dintre mamă și copil este extrem de importantă pentru dezvoltarea armonioasă a copilului din punct de vedere afectiv, din punct de vedere cognitiv. De aia în ultimii ani ați văzut că bebelușul este chiar, Exact, chiar dacă se naște prin cezariană, este atins pentru că uh, bebelușul are nevoie de contact fizic. Da, pentru el este și pentru mm. el un șoc trecerea din mediul intrauterin exact. în uh, Exact mediul extrauterin, adică în viață, intrarea lui în viață trebuie să se facă păstrând aceste legături. Exact. Ce e o, face. E o perioadă de acomodare și pentru exact. mamă, și exact. pentru bebeluș. Și dacă mama este tristă, deprimată, mm -hmm. apăsată de gânduri negre, copilul va simți acest Emoțiile lucru. le simte încă din, din, perio din perioada intrauterină, bebelușul. Și simte. simte. Da, tot ce simte și mama. Uh, ce face o mamă care. cui se adresează? Există o rețea de suport în România? La cine merge mama? Să spunem că în familie, de multe ori, și știm că așa este, fie este tratată cu superficialitate da. problema, fie nu este mărturisită, da. fie mi se spune get over it, treci peste asta, mergi mai departe, mm -hmm. o să treacă. Da. Dar, dar ce dacă fac mama trece? simte că nu trece? Uh -huh. Cui se adresează și cine o ajută care sunt tratamentele? Dacă nu există rețeaua de suport în familie, primul medicul de familie, da, primul care ar trebui să afle ar fi medicul de familie, apoi obstetricianul. Și neavând acces mă gândesc la un psiholog, dar dacă simptomele apar în spital, în România există psihologi angajați în secțiile de obstetrică și atunci uh, uh, se poate adresa psihologului. Psihologul face o evaluare și mai departe se stabilește în funcție de resursele personale, în funcție de psihodiagnostic, în funcție de mai mulți factori, care este atitudinea terapeutică, pentru că este una individualizată întotdeauna. Multe mame își fac probleme pentru că dacă li se prescrie un tratament medicamentos, de exemplu, ele alăptează, uh -huh. începe discuția dacă este sănătos sau nu este sănătos ca ele să urmeze tratamentul. Ce este mai important? Să urmeze tratamentul și să fie o mamă sănătoasă care oferă dragoste și grijă copilului ei așa cum trebuie sau să uh, trăiască cu această povară și să alăpteze natural? Uh, există și varianta consiliere psihologică și psihoterapie sau psihoterapie însă este alegerea mamei ce, ce va decide dacă va accepta un tratament medicamentos sau uh, nu. Cât, cât poate dura depresia postnatală? Conform uh, literaturii de specialitate, între 4 și 6 săptămâni, însă studiile arată că poate dura și un an. Și Până la un an. Dacă la prima sarcină o mamă a avut depresie postnatală, este obligatoriu să apară și la următoarele sarcini? Nu este obligatoriu, dar riscul există. Există risc. În încheiere, vă rog să ne spuneți, să spuneți telespectatoarelor noastre ce pot face înainte de a rămâne însărcinate pe parcursul sarcinii pentru a preveni apariția, instalarea depresiei postnatale. O, o primă recomandare ar fi o anamneză prenatală, adică, așa, o, nu știu, un consult prenatal, un consult psihologic, poate învățarea unor tehnici de relaxare, poate învățarea unor tehnici de gestionarea stresului, pentru că sarcina Vine cu o încărcătură, nu doar emoțională, ci uh, cu o încărcătură sau cu un, uh, cu un consum de timp, de energie. Vorbim și de creșterea în greutate și de perioada de analize, de investigații. Exact. Da? Uh, și în momentul în care apar simptomele, obligatoriu trebuie să ceară ajutor. Sigur, la noi, în România, este um, teama de stigmat. Da, de stigmatizare, ăla a fost la psiholog, e nebun realitatea asta este uh, sunt foarte puțini, foarte puține persoane care fac uh, diferența între suferință și nebunie și Trebuie nici nebunia să facem nu e acest... rușinoasă Exact, trebuie să facem acest lucru mai ales într-o situație atât de complexă și delicată mm -hmm. cum este relația unei proaspete mămici cu copilul ei mm -hmm. și cu restul familiei, cu restul Sigur. copiilor. Vă Iar. mulțumesc foarte, foarte mult pentru toate aceste detalii, pentru recomandările pe care ni le-ați oferit.